Doamna manager, aveți în aceste zile un simpozion foarte important la Muzeul Porțile de Fier. Despre ce este vorba? Da, este un eveniment de mare ținută. Este vorba de simpozionul internațional Drobeta. Muzeul Regiunii Porților de Fier are o tradiție în organizarea simpozioanelor pe secțiile pe care le are în componență. Simpozioanele Drobeta au o vârstă, cam 20 de ani de când se organizează, dar de 3 ani de zile acest simpozion a fost transformat în simpozion internațional. Pentru că noi considerăm, așa cum am spus-o și ieri și o spun în fiecare zi, că lucrurile deosebite, lucrurile mari se fac cu oameni pe măsură. Și atunci am considerat că o manifestare științifică care să treacă dincolo de granițele României, care să reunească cercetători, arheologi din toată Europa, este pe măsura pretențiilor instituției noastre. Noi suntem în comunicare, în relaționare cu multe muzee din Europa, cu institute de cercetări, cu universități, pe diferite componente, pe diferite activități, prin diferite parteneriate sau prin simplu fapt că suntem membri ai Asociației Europene a Culturilor Preistorice. Dar, dacă noi suntem gazdele unei manifestări științifice care să reunească cercetători din întreaga Europa, înseamnă că am ridicat ștacheta acestei ștacheta și interesul acestei manifestări. Simpozionul internațional Drobeta reunește zilele acestea la noi, la muzeu, cercetători care au cercetat un an de zile pe șantiere arheologice importante din România și din Europa și au venit aici pentru a pune cap la cap concluziile cercetărilor lor și vor trage și concluziile finale, iar materialele prezentate se vor regăsi în anuarul Drobeta. Este foarte important să reținem cât de apreciată este instituția noastră, pentru că se poate constata că, deși și în alte localități mari ale României se desfășurau în aceeași perioadă simpozioane ale arheologilor, mulți dintre ei au ales să vină la Drobeta Turnu Severin și să participe la acest simpozion internațional, ceea ce ne și onorează, ne și obligă și ne creează posibilitatea ca an de an să ne dorim să facem lucrurile mai bine. Avem participanți de la universități și institute de cercetări din Berlin, Germania, Slovenia, Ljubljana, de asemenea de la Belgrad, Serbia, Croația, dar și de la universități, muzee și institute de cercetare arheologică de înaltă ținută din România, și aici mă refer la București, Cluj, Timișoara, Alba Iulia, Sibiu, Brașov, Suceava, vecinii noștri din județele Gorj și Caraș-Severin, toți reuniți în vibrația lor, pentru că aceasta este o profesie specială. Munca lor este o muncă de căutare specială și rezultatele muncii lor ne îmbogățesc în fiecare an și ne conștientizează de trecutul istoric al Europei și al poporului român.